Bună ziua și bine v-am regăsit cu un nou episod de Five Nights at Freddy. Bun, deci sunt pregătit să începem noaptea 3. Eu zic că sunt nepregătit. Bun, hai. Deci, nu știu cât o să rezistăm. Da, dar sunt pregătit. Pe jumătate. O să fie teribil. Bun, deci noaptea 3. Nimic bizar nu se poate întâmpla în acest frumos magazin de jucării. Să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Să uite, aici avem niște lumini. Aici avem niște iepurași. O, ce-i cu domnul ăla? Domnul, de unde pleci? Acum Freddy să fie deja aici. N-am mai jucat deloc în noaptea 3. Niciodată. Și acum pregăt. Ce dead? Ce? What? Ia la deja aici. Măi, ce caut mai aici, măi? O să încerc să există mai mult. Dar după ce o să există mai mult această noapte, o să putem să trecem, că fac calc astăzi, nu trec. Va, îți ține mai mult bateria, măi. O să stai deja aici. Freddy, aici ești. Nu, e la ușă. Nu e nici acolo. Domn, nu știu ce. Asta s-a dus, deci trebuie să vie. Trebuie să vină încet, domnul. Domnul Elci, care ești aici? Oh, nu vreau să deschid, dar... O să fac perioada din chestiile pe care le fac eu. Nici nu s-au pas, oare ce este atât de dubios în acest magazin? Dar nu mai vreau foarte închid. Chica, ești aici? Ce faci, draga mea, Chica? Înaintează-te, rog, ba nu înainta. Puteai să rămâi unde ești. O le pun să după aia așa. O să pleci, te rog. O să pleci. Hai că dacă te rog eu frumos pleci. Oh. Nu m-am bătut că fiori când bagă câte un sunet de ala. Plecăși tu. Nu, tot acolo. O întrebare. Lăsați în comentarii. Dacă ieri la jam, e obligatoriu să închid ușa? O, vine la ușă. Nu știu, eu stau cu ușa închisă. Nu știu de ce, nu-mi place. Să simt că e acolo. Aici nu este niciun Freddy, nimic. Numai dacă nu vine Golden Freddy cela. Sau Foxy care fuge pe holuri. Nu mai ești. Tot acolo-i. E bine, am rezistat până la 2. Deci, respect. Dar Freddy nu vine. Hai, Chica, te rog, eu pleacă. Ați văzut cum? Cam era una să fie la ușă. Ah, așa. Sunt depărat. Dacă rezistăm până la 4, suntem boși. Bateria mea avem destulă, când am preconsumat-o. Dar nu știu de ce să consumă baterie când... Nici s-a consumat. Când nu umblu pe nimic. Mi se pare pe dubios că nu vine Freddy. Numai Chica. S-a dus și Chica. Nu nimeni. Oh, nu. Chica, ești aici? Chica. Chica. Ești acolo. Ce nu vine nimeni, hai că așteptăm puțin.
Să nu mai scădem din baterie, că acum până vine Chica, noi ne mai uităm mai din când în când la ea, să vedem, să nu mai plece, ne mai deschidem, mai închidem. Ne mai uităm pe aici. Deci I3. 50% baterie. Aud pași. Chica, stai unde ești. Chica, stai unde ești, am spus. Chica. Chica, stai chiar unde ești. Chica. Așa. Adică puteai să te și îndepărtezi. Nu, nu mă spun. Nu râdeți. De ce râde? Doar un om speriat. Un om terorizat de niște animale de pluș. Care îl mănâncă sau știu ceva, că îl omoră. Parcă văd că vine Chica așa cu cuțitul la mână și bagă una. Nu ajung în burtă. Chica, unde ești, Chica? Se pare că sunt depărtat. Cred. Aici. Foxy. Ăla-i Freddy. Aici nu-i nimic. Chica nu-i pe aici. Nu-i nimeni aproape. Orice acolo. Nu cred că vine nimeni. Da, nu știu unde e Chica. Așa s-a întâmplat și cu Freddy atunci și l-am găsit. Aud pași. Chica, vii? Dar nu înțeleg dacă vii. Ești aici. Dar măcar să pregătesc și eu o prăjiturică, ce va vine și Freddy. Facem un ceai între ei. Da. Ce se aude? A fost ceva... Să ne albuiați sau ce-a fost ala? Deci acum trebuie să stau cu ochii pe amândoi. Deci știi că e aici. Nu, știi că sunt depărtat? Te rog, spune că sunt depărtat. Deci, Freddy e aici. Du-te ușa. Du-te, Freddy, du-te de la mine, de la ușă. Și Chica nu e aici. Aud paș. Deci o să vină Chica. Deci ai și Chica. Hai, Freddy, te duci? Nu te duci. Du-te. Du-te că vine Chica, nu mă pot ocupa de amândoi. Chica. Chica. Unde ești, Chica? Nu nici acolo, nu nici aici. Să nu plecați, Chica. Așa, râdeți voi. Râdeți voi, râdeți, dar scap eu cândva de noaptea asta bun. O, nu, de ce am închis așa? Unde e Freddy? Deci, o fost să dus acolo, să vin înapoi aici. O întrebare, Freddy se teleportează? Nu, 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 nu. Mi-a băgat buzit. 15% încă o noapte. Încă o oră. Nu știu ce să zic. Vine Freddy, Chica nu-i pe aici. Suntem fericiți că ne-a lăsat Chica în pace și... Ce dracu a fost aia? Cred că asta a fost cea mai tare sperietură de când am început să mă joc pe jocul. Eu fericit care credeam că o să termin noaptea și dintr-o dată îmi sare în față. O, Doamne. Ce să zic, cam atâta pe episodul ăsta. A fost de ajuns pentru astăzi. Și lăsați un like. Și lăsați un comentariu și spuneți-mi dacă trebuie să închid ușa când vine Chica sau nu. Dacă îi lajam. Și dacă vine și la ușă. Da. Și... Cam atâta. Și... Deci, lăsați un like, abonați-vă și un comentariu. Salut!